Președintele Consiliului Județean a semnat ordinul de începere a lucrărilor pe drumul județean 203K, pe tronsonul Vadupa și Robeasca, la limita cu județul Brăila. Lucrările vor fi executate de o societate din Slobozia, aceeași firmă care realizează reabilitarea tronsonului Mărăcineni-Podul Muncii. Execuția lucrărilor va începe luni, 28 octombrie, iar perioada de finalizare este de maximum 24 de luni. Un tronson de drum de aproximativ 50 de kilometri care va fi reabilitat în totalitate prin fonduri europene. Eu cred că este un lucru bun, pentru că în momentul în care se termină această reabilitare, de la Brăila până la, să spunem, comuna Vintilă-Vodă, se poate deci 100 și un pic de kilometri, se poate circula în condiții absolut normale la nivel de secol 21. Tronsonul de drum județean va fi modernizat la standarde europene, fiind finanțat prin Programul Operațional Regional 2017-2020. Valoarea proiectului este de 27 de milioane de euro. Lucrările pe acest tronson vor fi unele complexe, însă nu atât de complicate precum cele de pe ruta Mărăcineni-Podul Muncii. Nu este aceeași topografie a locului. Aici, în tronsonul de drum care îl avem în reabilitare de la Mărăcineni până la Podul Muncii, este o zonă și de deal, este o zonă de șes, e o zonă unde au fost alunecări, păcând aici, în această zonă, știți foarte bine, este zona de câmpie, deci și lucrările vor avansa mult mai repede și nu există atâta dificultate, eu știu, consolidări și așa mai departe. Lungimea tronsonului, ce va fi modernizat, este de 37 de kilometri.